Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la ultimul episod de la cariera noastră cu Steaua București. Vom încheia această serie și, înainte toate, vrem să vă mulțumim foarte mult pentru cei care ne-ați susținut chiar și în momentele acestea grele prin care încă trecem, dar vă asigur că pe canal va apărea cu siguranță FIFA 15 uh, cât mai curând. Ce să vă mai spun, vreau ca să lăsați butonul de like, să apăsați pe butonul de like cam toți care vă uitați la acest video, rupeți butonul de like, putem face măcar 100 de like-uri la acest ultim episod, suntem în Super Cupa Europei, singurul trofeu care nu l-am cucerit, jucăm potreba în echipa de la care am luat atâtea jucători, am Făcut în sfârșit 4 stele și priviți ce jucători am luat, David De Hea, 82 overar are 87 diving 87 kick, kicking acolo, reflex, 88, un portar foarte bun Cărzuma e bestie, priviți jumping stamina și strength are. acolo, e adevărat L-am pierdut din păcate pe gardul, s-a dus la Liverpool, dar am luat și un jucător de la Liverpool și anume pe Raheem Sterling Am dat în locul său și pe Gabi Torje Gheret Bale îl știam deja, Neymar, Martial, l-am mai repatriat pe Jean-Marie Donguța, fac l-am luat de la Chelsea, ne-am bazat foarte mult pe aceste statusuri pe care le are, l-am dat în locul său pe Adama Traore. Da, și vom juca împotriva Barcelonei în această super cupă a Europei. Începe meciul împotriva catalanilor, împotriva echipei, dacă ne-am luat ația jucători, vă cum spuneam, ne-am făcut o filozofie de a lua jucători la Barcelona, în special de la a doua echipă, iar acum am luat un, o bestie de la prima echipă și anume Neymar. Să vedem cum se va descurca împotriva echipei care l-a lansat, să spunem, în fotbalul mare, în fotbalul mondial. Asta și echipa lui națională meciul începe cu o pasă lui Lazar în adâncime pentru Tica Musonda, Musonda acolo 1 la 1 cu Jordi Alba, foarte frumos a trecut Musonda central lui pentru Martial, Montoya respinge Neymar, prima ocazie a meciului, ocazie importantă a avut acolo de Neymar, fostul catalan, fostul extraterestru a avut un șubun nu este o la Gerard Bale, Bale, trage dar nu prinde cadrul porții, ocazii mari aici avute prin starurile noastre Neymar și Gerard Bale, Messi, Messi la balon pericolos. Bar oh, bara lui Messi a tras cu piciorul său de bază, de bază stângul și a întremurat la această fază, bara lui Leo Messi, scăpăm, scăpăm cu noroc, dar și Barcelona a avut noroc la ocaziile Care am avut prin Neymar și Gareth Bale Noi avem totuși mai multe șuturi cu unul decât Barcelona Avem două șuturi la poarta Barcelonei Neymar acum pasă foarte bună pentru Gareth Bale Bale în fața golului Ocazie din nou uriașă avută de această dată prin Gareth Bale Neymar întoarce foarte bine Șut puternic ca de obicei al lui Vali laser, Dar care nu s-a dus către, pe poartă o oh, centrarea lui Edgar, respins acolo de Jordi Alba și atacau mingea și Martial și Gerard Bale. Wow, din cu Alba reușește să dea cu capul acolo. Incredibil, mama l-a faultat acolo, Martial l-a ținut, a văzut clar. Se pare că va fi la pauză 0-0 la 0, după 45 de minute. Pedro la balon, vine în fața lui Zuma, Pedro, un la unul cu Zuma, mamă, trei jucători acolo pe Pedro, nimeni nu ia mingea, pasa lui Pedro este bună pentru Montoya, un la unul cu Zuma din nou! <trui> wow, ce fază ne-au făcut aici cei de la Barcelona, Pedro și Montoya, Montoya cu un asist, iau ce asist a dat aici pentru Messi. Oh, Barcelona s-a jucat la această fază, nu a mai stat pe gânduri să spunem așa pe loc și până la urmă ne-au executat, nu ne-au mai iertat de această dată, Messi nu ne-a mai iertat. Dar să le dăm acum noi replica catalanilor și iată ce replică, pas acum pentru Gerard Bale, Bale în careu Bale, Bale, era sigur că în Mascherano a terminatul o să blocheze pasa asta, mamă, era replica imediat dată, bă nici pasă lui Muson, dar a fost cea mai bună. Neymar recuperează foarte bine posesia pentru echipa noastră. Iniesta, cât de ce să-l oprească acolo pe laser. Și uh, fault uh, pentru noi, uh, fault pentru echipa noastră. Gheret este acolo să bată, va da cel mai probabil o centrare normal. Centrare și gol! Anthony Martial Puntează minutul 64 1 la 1 ce gol cu capul al lui Martial Cent intrare foarte bună a lui Gerard Bell și Martial a reușit să îl învingă acolo pe Stegen 1 la 1. Fază fixă și gol prin Martial, nimeni altul decât vârful nostru clasic și foarte, foarte bun un atacant de mare valoare acest jucător Anthony Martial care să nu uităm a avut și el unul din jucătorii de la echipa noastră urmăriți de Real Madrid. Rakitic pasează la Montoya din nou imediat, periculos către poarta noastră, Barcelona, o altă pasă de vis a lui Montoya către Messi, dar oprită de această dată de Fernando Varela, centrarea lui Pedro către Piqué, dar foarte bine blochează acolo Davide Hea, fostul portal Manchester United. Șansă mare după greșeala Barcelona, a fost greșeala lui Rakitic și pasă pentru Gareth Bale. Oh, ce spații, Gareth Bale pentru Neymar. Neymar! Ocazie mare și este gol! Dublă pentru Anthony Martial, cu capul său, capul său ucigaș. Priviți pasul la al lui Gareth Bale, Neymar încearcă acolo lobul. Cât de bine a apărat terci cei drept. Iar uh, săritura lui Martial este foarte bună, acolo a sărit în fața lui soc și Mascherano, în fața lui Mascherano și i-a luat, l-a făcut la cap pe Mascherano. 2-1, la revenire de senzație, revenirea uh, prin Anthony Martial, el a fost cel cu golurile, cel uh, cu uh, cele două goluri care am revenit, care am a intrat pentru prima oară în avantaj. Am fost condus o perioadă bunicică de timp, dar am reușit imediat să și egalăm și să și intrăm în avantajul Partid de Barcelona, după ce acum se vede condusă, dar acum pe Messi, din nou șut blocat de Fernando Varela, bravo Varela, a încurajat și el acolo de, de Hea. Să vedem cornerul Barcelona, este acolo Pedro, cel care vrea să bată lui Pedro Song întoarce balonul în spate la Cristian Teo și Messi în blocajul lui Vali Lazar, din nou încercăm să scăpăm pe un contraatac. Oh, faultat acolo Gerard Bale, el este cel cu executarea faulturilor la echipa noastră, Musonda. O oh, Messi cu capul, a învins, din păcate pe De Gea, a fost pasa lui Pedro, iar Messi face și el dubla, Martial și Messi sunt cei care au marcat, scăpat acolo liber, ce drept, Messi din acum ac. să lovească el cu capul de lângă Varela, ai purici în cap, oh ia să vedeți scăparea asta, ultima faza meciului, pase, pentru Martial. Pasă prea în diagonal acolo pentru Anthony Martial, dacă scăpa acolo, Martial recuperează, Martial, Martial, A apărat, din păcate, terște gând, doamne, să fie corner, ai, aud, hai mă, veniți, mă, mama mea, până vin morții ăștia, Deci că nu sunt plătiți sau ci, să vin central lui Mățel foarte mână gol! Oh, gol al lui Neymar! se bucură de golul victoriei pentru Steaua, a fost un jucător al Barcelonei, îi dă o lovitură drept în stomac fostei sale echipe, ce execuție a avut aici din voleu Neymar, centrare foarte bună acolo pe care a dat-o Vali Lazar, iar Neymar l-a executat practic pe adversarul său Ter Stegen. Wow, ce frumos, deci E, e foarte bun Neymar e, pe persoană fizică e cel mai tare din uh, Catalunia. Brazilianul Neymar, Neymar da Silva Santos Junior, mai muțica, reușește să dea probabil golul uh, care ne, ne, va aduce trofeul Super Cupa Europei. Da, ăla e mă, ăla e mă, Super Cupa Europei, în sfârșit la Steaua București. Trofeul care nu am reușit să-l câștigăm în sfârșit l-am cucerit și chiar împotriva Barcelone, Barcelona echipă care am, am urmărit atât de mult să spunem Am luat jucători în special după cum am spus de la echipa a doua și în sfârșit am luat un jucător de la prima echipă care își face treaba la perfecție și anume Neymar Sperăm ca în continuare să ne ajute foarte mult acest jucător foarte, foarte bun Neymar Și să beneficiem de toate serviciile sale sau nu știu cum să spun Mă rog, Neymar este un fotbalist foarte, foarte mare care ne-a adus Super Cupa Golul Care ne-a adus Super Cupa Europei, trofeul chiar suprem dacă putem să spunem Care a pentru acest trofeu s-au luptat uh, câștigătoarele uh, competițiilor europene, cele două competiții europene și uh, cea mai bună a fost cea mai bună, adică noi. Neymar a dat uh, gol victorii, chiar potrivit a fost sale echipe. Da, iată Super Cupa, uh, ultima cupă din acest ultim episod uh, și vă spuneam că o să vă ținem la curent uh, cu toate transferurile, chiar dacă noi nu, nu vom mai posta pe YouTube. Martea a fost un meciul lui două goluri în acest meci și el foarte, foarte important. Uh, da, după cum spuneam, acesta a fost ultimul episod, eu vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul acordat uh, și până data aviatoare, vă las cu bine și Saionara!